Ce face un om când e bolnav? Se duce la doctor. Da? Cere sfatul unui doctor. Aici doctorul vine el. Nu are nu nevoie nici de salvare, nici de mașină, de nici de nimic. Vine imediat. Doamne, vindecă sufletul meu. Panica este boala sufletului. E boala, panica apare atunci când omul din adâncul inimii mele, omul lui Dumnezeu din mine, încearcă să mă determine să fac binele, să renunț la păcat. Omul vechi, omul așa, nu vrea. Are și el problemele. Eu sunt obosit, mă mai uit la televizor, mă descarc, mă încarc, mă mângâi, mă, așa. Ei, și atunci omul acela dinăuntru suferă și trimite mesaje de conștiința, trimite mesaje omului întreg, nu e bine, nu e bine. Și aceasta ne dă senzație de panică. Pe de altă parte, panica vine de la faptul că, de la grijile pământești. Când nu suntem conectați la Dumnezeu și nu ne dăm seama că viața noastră aici este viață cu El, în El și pentru El, atunci țâșnește panica. Și atunci ce să fac? Doamne, vindecă sufletul meu, n-am credință. Doamne, mă încredințez Ție. Și okay. Unde apare panica? Aici. Bate inima, mi-a liniștește. Ce credeți că eu n-am avut emoții și panică înainte să înceapă? Asta am avut. Mi-am mai pus niște picături din alea de nu știu ce, am niște picături de... Și mi-am pus aici la gât ca să mă calmez, am stres. Sunt emotivă, cu cât îmbătrânesc, atât sunt mai prăpădită. Doamne, vindecă-mă, Doamne, dă-mi putere, Doamne, nu mă lăsa. Deci, așa. Dar important e să primesc această panică care vine în trupul meu, că e carnea mă știe. Și Mântuitorul a avut frică de moarte în firea lui. Firea știe una și bună, că nu trebuie să sufere și că nu trebuie să moară. Și ne trimite atacuri ne trimite atacuri de panică. Important e să nu lăsăm acest sentiment, această emoție să se urce la cap. Unde începe? Am să mor, o să moară copiii, o să mă lase bărbatul, o să nu murim de foame, o să nu... Gata, aici e nebunie curată și asta e păcatul. Deci important să nu lăsăm panica să se urce la cap, ci să-i o dăm lui Dumnezeu, să strigăm lui Dumnezeu și să punem și sufletul trupușorului. Te înțeleg. Da? Te înțeleg. Uite, beau un ceai de mucețel, beau un ceai de... Înțeleg că ți-e frică, pentru că suntem vulnerabili. Dar eu cred în Dumnezeu, cred că viața mea are un rost, cred că viața mea este în mâinile Lui. Doamne, întărește-mă în credință, da?